aveți obiecte asupra procesului de pace din precedente. Dacă nu sunt cine pentru, potriva sunt în vedere că începe cu data de ieri, respectiv iasă, la expira mandatul postului președinte de ședință, ar ruga să faceți propunere pentru alegerea unui nou președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni. Domnul Vice? Eu îl propun pe domnul consilier Boieliu. Alte propuneri? Sunt pe domnul Langer. Cine este pentru domnul Boie? Salarizarea personalului contractual din aparatul de specialitate a primarului orașului Ceu Silvaniei și de serviciile publice din subordinea Consiliului Local prin introducerea funcției de consilier al primarului, respectiv viceprimarului. 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui imobil către AJOFM Sălaj, punct de lucru Ceu Silvaniei, Piața Trandafirilor, numărul 20. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării strategiei de dezvoltare locală a orașului Ceu Silvaniei pentru perioada 2021-2027. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de teren pentru construirea cantinei sociale a Asociației Grup de Acțiune Locală Tăvișan. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a orașului Ceu Silvaniei pe anul 2020. 6. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului prezentat de Asociația Crescătorilor de Bovine Ceu Silvaniei. 7. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului prezentat de Asociația Crescătorilor de Bovine NADI. 8. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului prezentat de Asociația Crescătorilor de Animale Mutiși. 9. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului prezentat de Asociația Crescătorilor de Animale Ulciuc. 10. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului prezentat de Asociația Crescătorilor de Animale Voroatul Cerului. Și 11. Probleme diverse. Da. Ați ascultat care este ordinea de zi. Dacă aveți alte propuneri sau modificări pentru ordinea de zi, dacă nu, supun la vot ordinea de zi în forma pe care a fost citită de către domnul primar. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abține. Deci ordinea de zi s-a votat în unanimitate. Putem să începem lucrările ședinței noastre. Pentru informare, așa cum bine știți, a apărut începând din legislatura aceasta și un post de consilier pentru viceprimar, la care va trebui să stabilim o remunerație ca să poată
să intre în legalitate și să fie angajat. Ați citit, cred că fiecare materialele, propunerea este să se acorde o remunerație de 1,70% din remunerația primarului. Din salariul minim pe economie. Grad treapta 1A. E vorba de grad treapta 1A și nivelul studiilor, la nivelul studiilor medii. Vă rog Comisia de Specialitate să își spună punctul de vedere. Comisia Economică. Comisia Economică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre de la punctul 1 de ordinea de zi. Da. Comisia pentru Administrație Publică Locală acordă aviz favorabil acestui proiect de activitate. Supunem la vot cine este pentru acest proiect de activitate. Mulțumesc, în unanimitate, deci s-a votat. Punctul numărul 2 de pe ordinea de zi, așa după cum ați luat la cunoștință, darea în folosință gratuită a unui imobil către Agenția de Șomaj. Încă de anul trecut am avut o solicitare pentru un imobil unde să își desfășoare activitatea Agenția de Șomaj. A venit la conducerea primăriei. Primăria a găsit până la urmă un loc unde poate să fie acordat, respectiv în blocul unde a fost posta miliție. Acolo are primăria un spațiu care este disponibil și, așa după cum știți, este vorba despre Agenția de Șomaj, deci este cu titlul gratuit. Întrebări, dacă am vizat pentru comisia. Comisia, vă rog, Comisia Economică acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. Da. Comisia pentru Activități Social-Culturale. Comisia Activități Social-Culturale, aviz favorabil. Da. Trecem la să votăm. Cine este pentru? În unanimitate și acest proiect a trecut. La proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării strategiei de dezvoltare locală a orașului Cerul Silvanii pentru perioada 2021-2027. Înainte de a cere părerea celor două comisii, vreau să vă spun că acesta este, deci, un proiect de elaborare a strategiei care intră, va intra în atribuțiunile executivului să facă acest proiect, după care, într-o ședință viitoare de Consiliu, o să vină în fața noastră a consilierilor și ne vor da citire acestui proiect cu strategiile de dezvoltare pentru perioada 2021-2027. Sigur că va avea niște termene la care să vor putea, va fi publicat pe site-ul primăriei, vor fi niște termene să poată să fie studiat și vor veni eventual cu completări, cu sugestii din partea și a publicului. Comisia pentru Economică, vă rog. Comisia Economică acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. Da. Și Comisia pentru Administrație Publică Locală acordă aviz favorabil acestui proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate. Nu ni se permit intervenție. Puteți. Vreau să întreb că nu am văzut niște termene în elaborarea acestui proiect. Cât va dura elaborarea? Dacă îmi permiteți, astăzi, deja, din acest punct de vedere,
pentru acest obiectiv avem mai multe oferte înaintate. Deci, aproximativ 3 luni de zile ar fi implementarea unui astfel de proiect. Deci, avem siguranțe din partea tuturor care ne-au ofertat că în termen maxim 3 luni de zile se va finaliza. Deci, cu toată speranța, sperăm că până la începutul lunii iulie o să avem implementat acest proiect. Dar se face o achiziție publică pe SEA. Deci oferta cea mai bună va fi cea câștigătoare și o să mai urmărim un aspect. Deci va trebui să vizăm care sunt acele firme care au mai implementat astfel de proiecte, pentru că acest proiect de strategie de dezvoltare stă la baza tuturor proiectelor finanțate european ori finanțate național. Deci este un lucru foarte important care trebuie să fie foarte detaliat și să conțină toate obiectivele, ceea ce dorim să implementăm în următorii 7 ani. Da, și o completare de și eu. Asta vor veni ei și vor comisiile, după cum ați citit în proiectul de hotărâre, și să va mai face o ședință în care aprobăm aceste strategii cu voi puteți să veniți și cu propuneri. Deci am mai discutat acest lucru, dar se vor întocmi sau se va finaliza acest proiect de strategie de dezvoltare prin urma efectuării a unor eșantioane, atât cu consilierii locali, cât și cu ONG-uri, cu societăți, cu localnicii a UAT-ului. Deci o să fie o lucrare amplă. Da, ca o completare la cele spuse de către domnul primar, de-aia va dura atâta, pentru că ați citit raportul de specialitate, realizarea strategiei presupune niște etape. Etapele vi le citesc. Este stabilirea echipei de lucru, culegerea datelor, analiza documentelor, prelucrarea datelor și realizarea strategiei. Deci, și definitivarea strategiei și aprobarea acesteia de către Consiliul Local. Cum am spus mai înainte, deci după ce se va face această lucrare, această strategie, vom avea iar o ședință prin care ni se vor da detalii asupra strategiei și atunci vom vota cu modificările, bineînțeles, dacă va fi cazul. Inclusiv analiza de oportunitate pentru toate cele care se vor. Da. Bine, votat mai devreme. Da, mergem mai departe la punctul numărul 4 de ordinea de zi. Este un proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de teren pentru construirea cantinei sociale a Asociației Grup de Acțiune Locală Tămișa. Aș dori, înainte de a cere părerea comisiilor, domnul primar, dacă îl rugăm frumos, să detalieze un pic acest punct, și să încerce să ne spună ce înseamnă această asociere. Noi suntem asociați la grupul de acțiune locală, după câte ne aduc aminte, chiar am obținut niște fonduri de acolo, prin care am cumpărat acel tractor care știți dumneavoastră. Dacă mai sunt și alte, ce să zic, lucruri care ar putea fi beneficii de pe urma asocierii. Așa este, cum ne-a prezentat domnul președinte, suntem membru în gard de Vișar, în prezent, în total, sunt 13 UAT-uri, dintre care noi suntem singurul oraș ca membru din gard. Asociația se ocupă de fonduri, de accesarea de fonduri europene. După câte știți, noi deja am avut un fond european prin achiziția de tractoare câștigat la orașului. Acest proiect a fost în sumă de 60.000 de euro, iar în data de 22.02. Am primit o înștiințare prin care ne aduce la cunoștință faptul că în urma solicitării noastre pentru finanțarea proiectului de ghișeul.ro pentru colectarea taxelor online, suntem eligibili.
Acest proiect este în valoare de 40.000 de euro. Deci putem spune că deja este al doilea proiect. În total am câștigat 100.000 de euro cu ajutorul Gard Vișad. Se dorește ca să se achiziționeze acest imobil cu scopul de a construi o cantină socială unde va fi inclusiv sediul GAL-ului, deci este vorba de un imobil în suprafață de 2900 metri pătrați. Această cantină socială va avea ca scop să acopere necesitățile, în primul rând, prioritar fiind membrii GAL-ului, și se va asigura o mâncare caldă pentru acele persoane care nu își pot asigura aceste necesități. Eu personal pot să vă spun că am luptat ca să încercăm ca acest sediu și această cantină socială să fie construită pe OAT-ul CEU Silvaniei, dar mi-au adus la cunoștință faptul că e imposibil ca să asigure acest serviciu datorită faptului că noi, ca oraș, suntem la marginea județului, deci fiind în vecinătate județul Satu Mare și Maramureș, și astfel nu ar fi reușit să acopere toată suprafața GAL-ului. Și de aceea n-am găsit altă posibilitate doar în Herecleanu. Deci cam astea ar fi punctele forte pentru care eu spun că este un lucru bun ca să contribuim la achiziționarea acestui imobil, ceea ce ar însemna ca orașul să facă parte din activele GAL-ului. Deci în cazul în care se întâmplă, Doamne ferește, că acest GAL se va desfința, ori nu știm ce se va întâmpla, dă faliment să presupunem, în urma dezmembrării, ori în urma valorificării GAL-ului, noi primim înapoi această sumă. Deci și în contabilitate așa va fi inclus, ca inclusiv în CF, că toate OAT-urile care au contribuit la achiziția acestui imobil o să fie trecuți inclusiv pe CF, pe ca și proprietari. Deci eu zic că este un lucru oportun. Pot să vă spun că celelalte comune sau state membrii ai GAL-ului, membrilor, le este mult mai greu față de noi, pentru că toți, în mod egal, contribuim cu aceea sumă. Deci toate comunele, toate satele contribuie cu 16.000 de lei, exact așa cum contribuie și orașul Suceu Silvaniei. Eu propun ca să votați acest proiect de hotărâre, pentru că e vorba de care este un caz social, urmează ca cele persoane care au nevoie de aceste servicii să beneficieze în mod egal cu celelalte OAT-uri. Da, mulțumim domnului primar. Înainte de a cere părerea comisiilor, eu vreau să-l întreb. Deci, noi cotizăm lună de lună, înțeleg, la se va modifica taxa. Deci taxa de cotizare. Cu care contribuim, cu care este o taxă fixă, care nu s-a majorat, nu s-a modificat. Da. Deci plătim o taxă anuală de 5.000 de lei, ca să ne fie mai ușor conducerea GAL-ului. A fost de comun acord ca să plătim doar jumătate din această taxă până la sfârșitul anului și cealaltă parte să plătim la anul, acolo unde anul viitor, acolo unde sunt greutăți. Deci înțelegem că nu se modifică cotizația, doar acești 16.000 lei trebuie plătiți acum pentru achiziționarea terenului în vederea construirii cantinei, care va fi și sediul lui GAL. Este contribuția oasele în CEU Silvaniei. Și a exprimat dorința și domnul secretar general. Am avut și o obiecție când am văzut acest proiect de hotărâre, referitor la suma asta de 190.000 de lei, de unde provine, că n-am niciun document. După discuția cu cei din conducerea GAL-ului, ne-au trimis
raportul de evaluare, pe care nu l-am avut inițial când am întâlnit proiectul de hotărâre. Și, într-adevăr, e raportul de evaluare întocmit de doamna Brevan Ludovica, evaluator autorizat, prezintă o sumă de 166.000 de lei fără TVA, cu TVA 190, mai mult decât de 194, am făcut. Da, pe ura asta. Din raportul de evaluare. Și totodată ne-au trimis și o hotărâre identică adoptată de Comuna Dobrii, tot cu 16.000 de lei, care are deja și avizul de legalitate de la prefectură. Deci, hotărârea și cu vederea dumneavoastră. Da, mulțumim pentru afirmație și pentru faptul că domnul secretar general a reușit să ne dea acolo niște date mai concrete. Comisia Economică, vă rog. Comisia Economică a fost aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri. Da. Comisia pentru Activități Social-Culturale. Aviz favorabil. Da. Trecem la vot acum. Vă rog. Nu la vot. Mai avem de discutat. Discuțiile le facem după... După, bine. După ce votăm? Doriți acum sau? Dorim acum și la vot. Hai bine. Bine. Să votăm. Bine. Vă rog la discuții cine se înscrie. Poftim, domnul. Deci, aici, domnul cu expunerea noastră și întrebările, am băgat în ceață. Pe cei care se uită, sunt ceață total. Una în cotizația la DAL 2006 de 5.000 de lei, care nu are absolut nimic cu proiectul de altă. Deci noi cotizăm 5.000 de lei la DAL 2006 pentru că suntem mergi în DAL 2006 pentru proiect și mai departe, e nu știu câți ani încoace. Acest proiect de hotărâre nu are absolut nimic cu cotizația. Deci acest proiect de hotărâre vine, a fost o paranteză. Ok, vine în formula în care noi să contribuim să cumpărăm acest teren în Ereclean. Ori eu cum voi vota împotrivă la acest proiect de hotărâre și vă spun și pentru ce. Categoric că mă așteptam să se vină cu astfel de răspunsuri că Comuna Dobrin, Comuna nu știu care, a intrat în fond. Noi suntem oraș. Cum bine spunea domnul primar în expunerea dumnealui, suntem singurul oraș din cele 13, din cei 13 asociați care sunt DAL 2006. Oportunitatea noastră de a asigura asistență socială prin a da hrană persoanelor vulnerabile e alta decât la comunile care sunt enumerate acolo în acest proiect. Noi avem posibilitate, cum am spus și la ședința trecută, avem posibilitate la azilul de bătrâni ca să facem mâncare dacă totuși avem câteva persoane și nu trebuie să nu intrăm în această oră, pentru că știm foarte bine exact, la fel, a fost de frumos expus și faptul cu azilul când s-a desfințat spitalul. Și acolo am avut numai beneficii și beneficii. Ne-au dat de la stat, ne-au dat. Ei, uitați-vă că în momentul de față am ajuns să cotizăm în fiecare an în jur de 6 miliarde. Ori, dacă întrebăm populația orașului și o întrebăm, așa cu inima deschisă, fără să îi ducem în ceață, nu de acord cu așa ceva. Deci avem posibilități, cum v-am spus și la ședința trecută. Avem fostul internat, unde există cantină. Există. La grădiniță există cantină, cum fac pentru copii mai. Pot face pentru 10 persoane vulnerabile. La azil, care e tot în subordinea primăriei, e același lucru. Nu cred că trebuie să intrăm ca pe viitor să avem exact cum au fost alte, în alte asociații când am intrat. Știți foarte bine când am avut discuția cu colectarea gunoiului menajer, ce ni s-a spus. Dacă vrem să ieșim, trebuie să plătim nu știu ce cotizare. Ori nu cred că pentru orașul Cheul Silvaniei îi chiar atâta de oportun să intrăm tot în jocuri din astea. Deci beneficii pentru oraș nu vor fi. Dacă, dacă îmi ducea domnul primar, dacă se făcea, niște locuri de muncă, se făcea ceva, era ok. Suntem oraș. Ca să vinim, să vină cu mâncare din Ereclean în Cehu. Hai să fim serioși. Hai dar să fim serioși. Da, mai aveți? Nu, mulțumesc. Atât. Altceva, vă rog. Poftim, domnul Lucian. Domnilor consilieri, ce vreau eu să vă spun? Noi am aprobat și altfel de cotizații, cum ar fi la Asociația Orașelor din România, la AOR, la Zona Metropolitană Zală, la BECODES, mă rog,
cotizații după care noi nu am avut nici un beneficiu. Spre deosebire, prin această asociație, prin acest Galtul Obișat, noi suntem beneficiarii, așa cum a zis și domnul primar, a unor proiecte și avem în viitor și alte perspective și alte proiecte pe care vrem să le derulăm prin ei, unde ei își dau tot sprijinul și tot concursul în a fi eligibil și a putea accesa aceste proiecte. Deci, nu contrazic în totalitate pe domnul consilier Tomuța, dar eu cred că trebuie să discutăm din această perspectivă să aprobăm această finanțare, având în vedere că și noi avem beneficii substanțiale. N-ați fost deranjat cât ați vorbit, da? Lăsați să știu pe punctul de vedere. Deci, domnul președinte, ca idee, atât am vrut să transmit. Înțeleg. Dacă domnul profesor vrea să dea replică, atunci o problemă. Deci asta era întrebarea. Avem vreo constrângere în formula în care nu intrăm în acest proiect? Nu suntem constrângeri. Nu mai avem de-a face cu Galtul Obișat. E o condiție asta, domnule, v-am dat până acum două proiecte și... Nu, dacă nu intrați în horă, gata, noi facem parte, domnul consilier, din această asociație. Avem și dreptul, avem și obligații. Nu putem avea pretenția doar să primim. Mai trebuie să facem și noi un efort. Da, și vreau voi și mie. Da, poftiți, domnul primar. Și vreau să vă aduc la cunoștință, domnul consilier, că absolut nu am încercat. Vă spun de ce. Pentru că în ceul Sievaniei, cu siguranță că avem mai multe cazuri care au nevoie de acest ajutor social decât oricare altă comună, care e un sfert față de orașul Ceul Silvaniei. Deci este un ajutor social pentru persoanele care nu reușesc să-și asigure hrană și așa mai departe. Știți foarte bine că cazurile sociale, noi prin lege, dumneavoastră ca consilier local, sunteți obligați să sprijiniți. Da, categoric. Dar le sprijinim noi în oraș. Este foarte simplu. Inclusiv în prezent sunt cazuri sociale, persoane pentru care aduce cateringul mâncare. În ce usimare? Știu. Deci înseamnă că este nevoie de așa ceva. Nu știm ce presupune. Adică ăsta în timp va presupune alte costuri și alte costuri și așa mai departe. Deci odată ce intrăm și o să discutăm pe parcurs. Probabil acest proiect va trece. O să discutăm pe parcurs și o să vedem cât efort bugetat o să trebuiască să cotizăm la acest. Nu este pe gratis, okay. Dar când este vorba de ajutor social, ca și nu cum se vorbește de profit sau de beneficii. Exact ca și cazurile sociale trebuie. Și acolo vine și spunem, cazurile sociale nu aduc profit. Da, absolut. Păi, atunci hai să intrăm. Obligați să-i sprijinim. Hai să intrăm cu tot bugetul local să facem cadrul da, social. Da, domnilor, vreau și eu să-i dau o replică domnului consilier. Noi nu trebuie să intrăm, noi suntem intrați absolut în asociație. Asta vă rog să înțelegeți. Noi participăm acum la SCLAT, întregul unitar, participăm și noi cu părticică să mai luăm ceva. Mă înțelegeți? Luăm acel teren. Galtul Obișat nu are sediu social. Va fi și sediu social acolo. Deci noi nu trebuie să intrăm. Nu întâmplător am pus întrebarea dacă se va mări cotizația. Aceea care noi o plătim de câțiva ani de zile. Este proiect european. Și pentru care, deci noi am primit până acum acel tractor. Primim acum 40.000 de euro. Mai avem un proiect cu 30.000 de euro. Deci noi primim cotizația aia, noi o plătim. Chiar dacă acum vom da cei 16.000 de lei sau nu-i vom da. Dar gândiți, puneți-vă fiecare în situația. Dom'le, nu am niște prieteni, nu participă la mine să mă ajute ca să măresc și capitalul social, adică. Sigur că nu vom mai fi prioritari când vom merge să accesăm proiectul, o să zic că ce o să bani. Păi voi lasă că am vrut să veniți cu noi să construim asta. Și probabil că ne vor pune pe o altă linie. Mai sunt? Poftiți, domnul, să vă zic. De exemplu, un proiect pentru modernizarea școlii.
Școlii Andrei Mureșanu ar putea fi derulat prin asociația Tovișhat? Acum se așteaptă viitor pachetul nou de proiecte europene 2021-2027, dar cu siguranță, dacă o să fie prioritate în școli, o să includem și Andrei Mureșanu. Okay. Ceea ce vă pot spune, astăzi am primit un grant pe AFM, Agenția Fondului de Mediu, prin care se va finanța eficientizarea energiei. Eu, data trecută, în ședința anterioară, am discutat de dorința de a implementa niște panouri fotovoltaice ca să eficientizăm energia electrică. Și am stabilit 5 puncte prioritare, printre care primul, Andrei Mureșanu, Iula Mureșanu, este clădirea noastră a primăriei, Casa de Bătrâni, Casa de Cămin de Bătrâni și grădinița. Deci pe aceste 5 puncte dorim să punem aceste panouri fotovoltaice pentru eficientizarea energiei. Dar dacă vorbim de eficientizarea, această eficientizare, vreau să informez pe domnul consilier că în luna decembrie noi am făcut o achiziție pe niște corpuri de iluminat cu LED-uri. E vorba de 350 de corpuri care vor fi amplasate pe oraș și chiar și pe satele aparținătoare, unde achiziția e foarte bună, la costuri foarte bune și în aproximativ 2 ani de zile o să se amortizeze această investiție. Scuze că nu face obiectul pentru de achiziției fiind și reducerea cheltuielilor pentru că există efecturi economice. Da. Dacă s-au epuizat discuțiile pe acest proiect de activitate, să punem la vot. Cine este pentru aprobarea achiziției acestui teren? Da. Abțineri? O abținere? Împotrivă? Un împotrivă? Se adoptă proiectul de activitate. Mergem mai departe. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a orașului pe anul 2020. Așa după cum v-ați uitat în materiale, avem o grămadă de materiale prezentate, parte de venituri, parte de cheltuieli, resurse proprii, mă rog, toate tot ce ar trebui să cuprindă execuția bugetară. Deci se referă la anul 2020. Comisia de specialitate, respectiv Comisia Economică? Comisia Economică acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. Da. Să trecem la întrebări. Dacă sunt întrebări pe tema aceasta, poftim, domnul Perșa. Da. Noi am dorit niște lămuriri. Înțelegem și noi mai bine ce scrie aici, de la domnul contabil. Da, aici e domnul contabil. Da. La partea de venituri proprii, am înțeles că au fost 7.350.000. Nu știu dacă sunt corect eu, dar aș dori să ne explice dânsul. Impozit pe venit, profit câștiguri din capital de la persoane fizice. 4.457.000. Respectiv 4.445.000 sunt cote și sume defalcate din impozitul pe venit. Ce reprezintă acestea și cine le plătește? Deci, angajații care lucrează în cehul Silvaniei sau locuitorii orașului. Taxele de proprietate, deci 1.846.000. Astea sunt tot ceea ce sunt impozitele pe taxe clădiri din oraș. Și sumele defalcate din TVA de 2.314.000, dacă și ăsta intră în cele 7.350.000. Cam asta ar fi întrebarea la partea de
venituri, iar la partea de cheltuieli, pentru că au fost mai multe întrebări din partea multora și mai ales cei cu asistența socială, am avut o cheltuială de 2.180.162 pentru asistențe personale. Dacă poate să ne spune domnul contabil cât din această sumă s-a primit de la bugetul de stat. Pentru că multă lume venea și spune că, domne, toți banii s-au primit de la bugetul de stat. Deci, să fie public ca să auzim și noi și să audă locuitorii orașului. Aș mai avea încă o întrebare. Referitor la cheltuielile cu biblioteca, casa de cultură, cămine culturale. Aceste cheltuieli ce sunt trecute aici reprezintă cheltuielile materiale sau și cheltuielile de personal? Da. Domnul contabil șef. Da, bună ziua. 7.350.000 reprezintă impozit pe venit 11.000 plus cote defalcate. Cotele defalcate vin de la societățile private prin impozit profit, impozit pe salarii 47%. Deci acestea vin conform legii 273. De la persoane fizice și juridice, impozit pe proprietate, care e 1.846. Acolo și tot fizice, dar și juridice deja. Impozit clădiri, teren. Prin TVA vin prin redistribuire. Deci aia nu intră în venituri proprii, că vin prin redistribuire. Deci de acolo se suportă învățământul, asistența socială despre care ați întrebat, SEP-ul, ajutorul de încălzire la VMG, la venit minim garantat, 143.000 vine pentru centru de bătrâni, căminul pentru persoane vârstnice, deci avem finanțare și pentru ei, în continuare, nu-i tot suportat din buget local. Deci 143.000 din cele 600.000 au venit de la bugetul de stat. 500 și ceva, nu-s chiar 600, da, 143 din buget, la buget de stat, da. În impozit auto mai vine în veniturile proprii și alte impozite și taxe fiscale. Deci ce nu intră? Nu intră subvențiile care vin cu destinație și TVA-ul care nu intră. Bun, dar atunci acele, spuneați că cheltuielile cu asistența socială. Deci sunt plătite din aceste sume de vacate din TVA da. Și ce vin de nu din veniturile proprii. Dar aceste sume de vacate, ele oricum ar veni, nu ne vin neapărat că noi avem 45 de asistenți personali sau... Deci ele oricum vin. Nu. Deci ei vin cu destinație. Deci dacă avem de plătit asistenți, primim bani din TVA. Dacă nu avem de plătit asistenți, nu primim bani din TVA. Deci TVA-ul nu e obligatoriu sume de stat. Deci numai impozitul pe venit. 47% obligatoriu. Distribuie trezorăria la sfârșit de lună. Conform unui grafic, deci nu intră în cont. TVA-ul nu. Merge tot la buget de stat și se întoarce prin legea bugetului. Că la început de an se stabilește, de exemplu, la asistență socială. Eu am solicitat la început de an 2.200.000. Din 2.200.000, estimare, că văd că era destul de aproximativ, am primit 1.360.000. Deci aproape jumătate, 55%. Deci nu ni s-a acordat la început de an cât s-a solicitat. Și de-aia a fost problemă începând de august, că fondurile s-au epuizat. Ce am primit de la stat. Și până la urmă, cât s-a primit de la stat pentru aceste două? Până la 80%. Nu știu exact. Ceva la... Până la 80%. Ceva, deja 89%. Până la... Asta e ideea. Nu, lumea să înțeleagă din oraș. De
poate am primit 40%. De către bugetul local. Exact. Asta e important. Da. Eu mai am aici o întrebare referitor la cotele de parcate din TVA. Aici ne spune 6.500.000, care e împărțit 2.314.000, sume de parcate din taxa, finanțarea cheltuielilor centralizate. Și încă 4 milioane pentru echilibrarea bugetelor. Da, deci 2.314.000 cu destinație pentru învățământ, asistență și mai departe. Și aia 11.0206, ele au fost stabilite de Consiliul de Partizan. De Consiliul Județean? Local. Local. Bine, din care sunt, da, sunt primiți și de la Consiliul Județean, da? După ce le-am primit, destinația lor, pentru funcționarea sa investiții, Consiliul Local. Bun, și atunci, în concluzie, să înțeleg că veniturile astea, din sumele de falcate, de 4.400.000 din 7.350.000, astea provin de la firmele care desfășoară activitate în oraș. Deci, la TVA, impozitul pe venit, da, care se restribuie sfârșit de lună, de aia am o analiză cât la mine. De exemplu, dacă încasăm la nivelul cât ni s-o le distribui, că poate ne-am încasat noi la nivel de 1.5 cât am primit la buget de stat. Poate ne-am încasat din nou, dar n-am un calcul să văd cât se încasează TVA la nivelul orașului. Bun, dar asta s-a înțeles. Din 73 de miliarde lei vechi, 44 au provenit de la impozitele pe persoanelor angajaților firmelor, da? Nu. Toți angajați, toată lumea, deci toți angajați. Da. Prin legea bugetului stabilită anumită proporție. Atât a mere la bugetul local, atât la bugetul județean și atât la bugetul de stat. Da. 5%. Dar mai aveți, domnul? Am pus întrebările referitor la bibliotecă, Casa de Cultură, la cheltuieli. Da, acolo cheltuielile totale, inclusiv salariale. Cheltuieli materiale și salariale. Acum, da, dacă la ședință puteam să vă scot separat cât e procentul la salarii și la materiale, dar sunt împreună. Am înțeles. Mulțumesc. Da? Mulțumim, domnul Constantin. Aș vrea să vă spunem că domnul consilier Tăcea, treaba asta era bine să o discutați în comisie. E specialitate să-l chemați pe domnul contabil șef și vă punea la dispoziție datele care le-a dorit dumneavoastră. Este adevărat ce spuneți și era foarte bine, dar eu am vrut nu numai să fiu informat eu, să fie informat și cetățenii orașului. Pentru că hârtiile astea trebuie să știi tare bine contabilitate ca să le poți interpreta. Și de-aia am pus întrebarea. Dar odată ce este comisia, de specialitate, comisia economică, asta se putea discuta în cadrul comisiei și când prezentați raportul, puteați dumneavoastră să spuneți frumos. În fine. Deci sunteți mulțumit de răspuns. Da. Trecem să vă spunem Testul, am și eu o întrebare aici, tot adresată domnului contabil. Care este suma din impozite încă neîncasate din anul trecut? Nu cred că avem suma exactă, în procent cred că v-ar putea spune domnul. Aveți suma, este. De exemplu, 80% încasarea datelor și procedat. Drepturi, ultima rubrică, drepturi constatate de încasat, 3.309.000. Total drept au fost 5.000.000. La taxe pe proprietate vorbesc acum. Da. Deci 84,9% încasărilor realizate pentru în tot anul 2020. Și avem șanse să încasăm toată suma sau? Nu, ar fi ideal să se poată încasa 100%. Pentru că sunt persoane care sunt răi platnici, ani în urmă au situații materiale. Sunt de litigi. Au situații materiale slăbuțe. Deci de mii avem numai cu domnul Magulean. Da. Domnul Năuța, mai aveți vorbesc? Mulțumesc. Da. Mai are cineva întrebări? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru?
Vă mulțumesc, abținem în unanimitate. Așa, am epuizat cele 5 puncte și așa, acum trecem la punctul numărul 6. Punctul numărul 6, punctul numărul 7, punctul numărul 8, numărul 9 și numărul 10. Acestea sunt niște rapoarte ale președintelui Asociației Crescătorilor de Animale și a Crescătorilor de Bovine. Deci sunt rapoarte pe care au venit și ni le prezintă nouă numai. Acum, rugămintea mea este pentru toți prezenți aici, nu facem împărțirea pășunilor astăzi, nu facem delimitări, nu facem altceva. Ne însușim sau nu ne însușim rapoartele prezentate cu discuțiile aferente fiecarei asociații în parte. Asta este rugămintea mea, că iar o lălăim cu împărțirea și împărțirea pășunii s-a făcut. O să dau cuvântul domnului viceprimar pentru că dânsul a convocat comisia care s-a întrunit acum vreo săptămână și jumătate. Deci este vorba de aceste rapoarte. Și începem cu punctul numărul 6, proiectul de hotărâre privind însușirea raportului prezentat de Asociația Crescătorilor de Bovine din Cehul Silvaniei. Cred că ați citit fiecare raportul acolo. Eu un singur lucru și o remarcă vreau să fac la acest raport. Era tare bine dacă în dreptul fiecarei lucrări executate să trecea o sumă. Dom'le, am curățat pășune manual 10 hectare, cam atât am costat. Nu s-au trecut numai lucrările care s-au făcut. În fine, probabil că pe viitor se va cere executivul meu grijă să ceară un raport mai detaliat asupra acestei. Vă rog la discuții. Comisia Economică acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. Da, și Comisia pentru Administrație Publică Locală acordă avizul favorabil cu mențiunea care am spus, era tare bine. Așa, să trecem la discuții. Poftim, domnul comisar. Am făcut parte din comisia care am discutat cu acești președinți de asociații săptămâna trecută. Pentru mine, vă spun sincer, a fost o mare dezamăgire tot ce am auzit și am văzut în acele situații care le-au prezentat eu. Dacă o să vă uitați pe proiectele de la fiecare sat și oraș, sunt copy-paste. Deci aceleași lucrări fac fiecare fără să justifice sume, fără să justifice nimic. Nu am văzut la niciunul dintre ei un proiect pe termen lung. Să zică, domnule, uite, ne propunem ca la Motiș să realizăm, dau un exemplu, mai ipotetic, să realizăm o instalație, o tabără de vară unde stau vacile toată vara, nu le plimbăm în toată ziua, dimineața, seara, asigurăm o instalație de mulgere cu 10 posturi sau nu știu cât și veniți acolo. Un exemplu, sau știu, poate să vă cineva să gândească altceva decât lucrul ăsta. Ei nu știu altceva decât să plătească acele datorii către primărie, impozitele alea pe hectarul de teren și de acolo să ciupească cât pot în toate direcțiile cu combustibil, cu îngrășăminte, cu treaba lor ce fac. Sigur că noi nu putem interveni în problemele astea lor fiscale, dar unde putem să-i controlăm mai atent și va trebui să o facem, asta am discutat și cu ei în acea ședință, va fi să-i verificăm mult mai atent la lucrările pe care le fac de întreținere. Deci i-am rugat să ne dea niște termene la aceste lucrări, să ne spună clar, luna, ce și-o propus să facă în fiecare lună. Noi ne-am prezentat disponibilitatea de a fi prezenți la acele lucrări, să le verificăm, să putem face niște rapoarte mult mai exacte cu ceea ce se întâmplă cu acești plan. Dar aici e marea problemă a tuturor și a celor care sunt în sală și a celor care au fost atunci, este problema împărțirii acelor bani care rămân de la
ca la subvenție. Ori știm toți pentru ce sunt acordați acel bani. Mulțumim, domnul Domuța. Îmi cer scuze, trebuia să dau cuvântul domnului viceprimar. Cer scuze, domnule. Domnul președinte, dacă mi-ați dat cuvântul, vreau să profit de prezența în sală atâtorva deținători de animale, mă rog, de pe mai multe locații, parcă și de Conceiul, și de Prămuciu, o scurtă informare vreau să vă fac. În cadrul primăriei s-a constituit o comisie care este formată din rândul câtorva consilieri reprezentanți după fiecare locație din sate și CEU Silvaniei și din aparatul de specialitate al primarului face parte și domnul Sărăgean, domnul Bartoi, așa ca informație. În data de 17.02.2021 am convocat această comisie care până la urmă va decide modul de soluționare a împărțirii atât de disputate a pășunilor. La acea ședință i-am invitat pe președinții de pe fiecare asociație, de cele trei asociații ACA și cele două asociații ACB. Acum așa o să speculez foarte pe scurt din procesul verbal întocmit din data de 17 și vă rog să mă ascultați cu atenție și să încercați să înțelegeți ce am discutat și de ce am propus să luăm acele decizii. Deci noi, în momentul de față, avem un contract cu asociațiile pe o durată de 7 ani. Este un contract în vigoare. Dumneavoastră, mare majoritate a crescătorilor, în special de ovine, ați venit cu multe solicitări să vă atribuim pășune direct pe dumneavoastră. Deci să facem contract direct pe dumneavoastră. Noi suntem într-o ipostază foarte proastă aici și o să vă explic de ce. Aceste contracte sunt în vigoare. Noi dacă reziliem contractele cu asociațiile, asociațiile o să ne dea judecată pentru că am reziliat un contract în vigoare și chiar în unele locații nici nu sunt motive să o facem. Dacă reziliem, dacă facem contracte direct cu dumneavoastră, ne dau în judecată ei, dacă nu ne dați dumneavoastră. Deci noi, indiferent de ce hotărâre am luat, noi tot o să ajungem în instanță. Propunerea mea, ca președinte a comisiei, și sunt de față toți membrii acelei comisii, a fost următoarea. Asociațiile să rămână în picioare, adică să se păstreze și să rămână în vigoare cu rugămintea sau cu recomandarea ca pentru suprafețele pe care vi se atribuie, că fiecare deținător de animale are dreptul la pășunie și o să li se atribuie o anumită suprafață. Deci, suprafețele care o să li se atribuie crescătorilor de ovine, că ei sunt în discuție, să primească și ei din acele subvenții de la APIA anumite sume de bani, deci nu numerat bani în mână. Ce răspund mi-a dat președință? Ei plătesc taxele către primărie și pe suprafețele pe care le folosim dumneavoastră. Întreținere, mă rog ce e. Eu am propus ca în funcție de suprafața pe care dumneavoastră o aveți în folosință, se primește, sigur, o subvenție de la APIA. Se să plătească acele taxe, mă rog, întreținerea pășunii și în funcție de suma disponibilă, la solicitările dumneavoastră, să vi se repartizeze niște bani. Adică, nu bani în mână, veniți, avem nevoie
aveți cadrul legal. Avem nevoie, de exemplu, de tărâță, de azot, de, vă rog, discutați cu președinții de asociații, conveniți împreună să facturează pe asociație, să face plata prin asociație. Asta ca să găsim o cale amiabilă de a mulțumi pe toată lumea. Că altfel o să ajungem și o să ne târâm prin o grămadă de procese. Vă spun și că nu vă menajez și nu am nimic de ascuns, aproape pe toată lumea îi interesează doar acei bani, subvenția de la Amiabil. Deci noi avem atribuite suprafață de pășuni pentru oi, nu dau acum anume, unde oaia nu a păscut o oră. Nu a fost deloc. Deci pe deținătorul ăla de ovine nu l-a interesat să pășunează, doar să se întocmească un contract direct cu el, ca el să poată fi beneficiarul direct al subvențiilor de la APIA. Nu mi se pare legal și nu e nici normal. Deci nu vreau să mă lungesc foarte mult. Aș vrea să ne înțelegem. Noi dacă am luat o decizie să rezidem aceste contracte, avem solicitări pe câte o locație, 16-20 de solicitări. Puneți-vă în situația noastră și să-mi spuneți, vă rog, cum putem noi împărța acea pășune. Că acum fiecare vine și din rândul crescător de bovine. Eu vreau să fac contract separat, are 3 bovine. Noi ce să facem? Să ne ducem în pășune, batem țărul de aici până aici pentru 2 bani, de aici până aici. Deci noi cred că ar fi imposibilitatea de a putea soluționa această problemă. De aceea, în concluzie și cu asta închei, comisia a luat decizia, nu face obiectul ședinței de astăzi, de a păstra asociațiile și de a rezolva amiabil, așa cum v-am propus, și cu ceilalți deținători de animale. Vă mulțumesc! Când o să avem ordinea de zi, o să vă comunicăm decizia comisiei vis-a-vis și de Harpapi, care are, mă rog, o sentință pe care noi trebuie să o punem în aplicare și o să-i comunicăm și la dânsul cum am decis să îi atribuim suprafețele de pășune, pentru că asta o face comisia, nu judecătoria. Vă mulțumim domnului vice, ca o completare și eu aș dori să fac o remarcă. Sigur că ar fi bine ceea și ar fi ideal dacă s-ar înfăptui așa cum a propus domnul viceprimar, dar mai întâi trebuie să fie membrii asociației, domnul Vicent. Nu neapărat, ca să li se poate, noi cu asociația avem contract în el. Cu asociația, dar dacă asociația este de acord, că oricum pentru suprafețele care le-au folosit să dânsi, să primesc subvenții și atunci să se întoarcă subvențiile către ei, sigur. Noi cu asociația discutăm pentru că cu ei avem contractul, da. Bine, poftim, domnul Antișan. Eu o să fiu scurt. Ideal ar fi ca acele subvenții să se întoarcă acolo unde trebuie să se întoarcă și unde e legal să se întoarcă, în pășuni. Corect. În bunăstarea pășunii, nu în acumpărare, bani și animalului. Că pentru aia se dau, pentru bunăstarea animalului și întreținerea pășunii. Deci aia ar fi ideal. Da, mulțumesc. Altcineva? Punctele de pe oile de zi nu le-am votat. Da. Le votăm la lui Nimicăle. Deci acesta a fost raportul prezentat de către Asociația Crescătorilor de Bovini din CEU Silvaniei. La punctul numărul 7. Nu am propus ca... La urmă. La aprobare. Mm-hmm. Ne facem credere, nu? Așa că vă dea domnul consilier, sunt un fel de copii-pesc. Dacă suntem de acord cu unul, ca același lucru e tot. Cine este de acord cu însușirea raportului crescătorilor de bovine din CEU Silvaniei? Cine este pe? Mulțumesc. Împotrivă. Așa, nu trebuie. Punct
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului prezentat de Asociația Crescătorilor de Bovine din Ladiș. Comisia bună a avis favorabil. Așa, și Comisia pentru Administrație Publică Locală acordă avis favorabil. Dacă sunt discuții pe Ladiș, dacă nu, discuțiile cu discuția generală. Asta cu remarca, deci cam aceleași. Cine este pentru însușirea? Proiectul de hotărâre numărul 8 de la Motiș. Comisia acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. Și Comisia pentru Administrație Publică Locală acordă aviz favorabil. Cine e pentru? Mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre a Asociației Crescătorilor de Animale, raportul prezentat de Asociația Crescătorilor de Animale din Ulciu. Comisia Economică acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre. Comisia pentru Administrație Publică acordă aviz favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate. Mai avem proiectul proiectul 10, privind raportul Asociației Crescătorilor de Animale din Voroatul Cevoi. Comisia Economică acordă aviz favorabil. Comisia pentru Administrație Publică Locală acordă aviz favorabil. Și cu asta mai avem încă la probleme diverse. Domnul președinte, nu o singură remarcă. Poftiți. Ar fi indicat și recomandat să și respecte programările care și le-au făcut fiecare asociație privind curățarea, repararea, întreținerea. Ei le-au și la părție, dar nu sunt chiar conforme cu ce ar trebui să fie. Aici este rolul comisiei și chiar vă propun să ne ducem în teren și să verificăm că altfel chiar s-ar putea să ajungem să reziliem acele contracte. Domnul consilier Tomuța a punctat acest lucru, eu am punctat cealaltă parte cu valoarea lucrărilor la fiecare, ca să putem să vorbim pe niște cifre. Valoarea pe noi ne interesează mai puțin, că nu îi verificăm noi din punct de vedere contabil, dar putem să-i verificăm privind modul de întreținere. Pe noi nu neapărat ne interesează valoarea, așa cum am spus, dar e vorba să facă o dare de seamă la membrii asociați, ca să nu planeze suspiciuni asupra modului de împărțire și de gestionare a banilor luați de la APIA. La membrii asociați și la comisie. La comisie. Bine, la probleme diverse, vă rog. Am auzit mai înainte de la domnul vice că se schimbă corpurile de iluminat. Eu propun că dacă se schimbă corpurile, sunt în oraș, multe străzi, cartiere, sate, unde nu sunt deloc corpuri de iluminat. Și atunci corpurile ăștia vechi care se schimbă, ar fi bine să-l montăm în sate sau unde sunt probleme ca să putem rezolva problemele pe niște străzi sau niște zone unde nu sunt corpuri de iluminat. Domnul profesor, foarte de acord cu ce spuneți dumneavoastră, numai că aici trebuie să luăm o decizie. Pentru că pe sate, corpurile de iluminat sunt amplasate din doi în doi. Deci nu sunt pe fiecare stâlp. Putem pune pe fiecare stâlp, dar trebuie să luăm o decizie în cadrul Consiliului Local. Deci pe oraș va fi pe fiecare stâlp. Da, acum e vorba la sate sau și în oraș, sunt străzi unde sunt probleme, nu sunt deloc. Și dacă ar trebui să găsim o soluție ca să rezolvăm pe toată lumea, pe toți, care ca să putem să le completăm corect. Da. Aș mai avea o propunere, dacă se poate. E când s-a predat parcul din centrul orașului. Parcul a devenit un loc de joacă pentru copii și pentru mămici, dar, din păcate, ne lipsește un parc de joacă pentru copii de la un an jumate până la 3-4 ani. Ce înseamnă asta? Ar fi ok să găsim o suprafață cu să creăm un loc de joacă cu ceva paruseală calciucată care să fie echipat cu un tobogan, un balansoar, un leagăn, un gard de protecție roată ca să nu intre câinii. Că vedeți, că parcul tot timpul, și iarna, și vara, e plin cu copii, cu mămici și să încercăm să creăm un loc
e joacă pentru copii. Eu am făcut o simulare, puteți să dați mai departe să vadă toată lumea despre ce-i vorba. Domnul consilier, vreau să vă informez că în cartiere există aici bărculețe de joacă pentru copii. Și în Abramian cu, și aici sus, pe 1 decembrie. Da, da. Sunt în cartier, aici, în centru, nu știu unde am putea să facem ceea ce dumneavoastră. După 60 de ore, e vorba 60 de metri pătrați, în fața la Dumitrana, unde e în parc, unde e zona verde. E vorba de 60 de metri pătrați, e parțială caucucată, e special... Zona verde interzisă. De ce? Nu avem voie să terminăm zona verde. E loc? 60 de metri pătrați? Nu că nu-i voie, trebuie să obținem aviz de la medici, de la protecția medici. E vorba de 60 de metri pătrați. Procentul ăla pe cap de locuitor la stare. Spații vechi, spații domnului. Foarte mulți părinți cu copii mici, tot timpul acolo. Și atunci nu să fie un parc pentru copii de 5, 12, 14 ani. Pentru ăștia micuți. Da, dacă se poate, dacă putem să găsim o soluție, e vorba până la 3 ani, cu paruseală caucucată, nu fără nisip, fără nimic, numai pentru copii până la 3 ani. Vrea și domnul primar să, dacă vreme viitor la acest subiect, în viitor noi avem toată dorința ca clădirea cumpărată, care îi după finanțe, trezorerie, să încercăm să facem un punct administrativ, ca acolo să avem finanțele, trezorăria, să aducem un notar pe cei de la șomaj, să încercăm să-i mutăm în clădirea respectivă, eventual să mansardăm, să facem câteva birouri acolo și în curtea de spate, din spate vom încerca să nivelăm frumos și acolo ar fi o posibilitate de crearea unei astfel de bărculeți pentru copii. Acolo am putea asigura inclusiv baza pentru aceste puncte administrative, prin care am putea și să-i supraveghem. Eu, cel puțin, personal, la acest lucru m-am gândit, deocamdată, nefericire, nu există finanțare, dar vom încerca ca în viitorul apropiat să poată să fie o sursă de finanțare, să accesăm, ori dacă nu, vom încerca să cuprindem în bugetul local și să încercăm să realizăm aceste lucruri. Deci eu, cel puțin, în centru, numai acest punct am găsit care ar fi cel mai oportun pentru așa ceva. Da. Domnul Vice, poftiți. Deci, domnul președinte, nu-mi face plăcere să ridic această problemă, dar pentru că am dreptul la replică, vreau să fac câteva precizări legate de o postare pe Facebook a colegului nostru, domnul consilier Săbăduș, și am să-i dau foarte pe scurt citire, unde scrie așa, că în cadrul unei ședințe ordinare a Consiliului Local, grupul consilierilor Alianței USR Plus au luat cuvântul și au semnalat o problemă privind dezăpezirea manuală în zona parcului. Două luni mai târziu vine iarna peste noi și primăria nu s-a obosit să remedieze situația semnalată de către domnul consilier. Deci, domnul consilier, deci, credeți-mă, n-am nicio problemă directă cu dumneavoastră. În primul rând, nu sunt de acord cu această abordare, pentru că dumneavoastră sunteți consilier local și problemele se rezolvă altfel. Puteți veni cu sugestii, cu propuneri, cu proiecte și trebuie să existe o colaborare între dumneavoastră și executiv. Era mai simplu, dacă ați vrut să ne semnalați niște nereguli, să vorbiți cu mine, cu domnul primar, să ne spuneți, uite, acolo e o problemă, vă dau dreptul la replică, replică la replică. Putea să ne semnalat, eu nu cred că nu ne conformăm. Dar mai departe, din pozele care au fost atașate, aveți acces tot. Drumul este curat, trotuarul este curat. Sigur, pe porțiunea unde sunt parcate taxiurile,
este un pic de zăpadă. Păi eu nu ies. Ce să face? Eu am fost în zală un toată zăpada era pe acostament. Acum nu putem cum nege să luăm părașul și să curățăm toată zona din centru. Că... Nu. Și cu ocazia asta vreau să vă informez activitatea privind utilașele noastre. Avem mașina mare cu sărăriță care dezăpezește arterele principale, care nu are acces pe toate ulicioarele și avem tractorul cu plug, plus echipa de muncitori care, mă rog, dezăpezesc manual. Ca să dezăpezim în timp foarte util, pentru că nu ca doi fulgi de zăpadă și ne și sună cetățenii noștri că e dezastru, că așa. Noi avem de dezăpezit orașul CEU cu toate străzile secundare plus satele. Cehu, pardon, Motiș, Nadiș, Ulciuc și Horoat, unde pe fiecare locație ne trebuie cam 2-3 ore ca să putem dezăpezi tot. Deci noi facem ce putem și cum putem. Nu ne plângem, nu ne băietăm. Dar acum, la ultima zăpadă, știți foarte bine că Onis toată noaptea, am fost acuzați că să plimbă utilajele toată noaptea. Că n-avem ce face cu motorina. Păi acum, dacă nu acționăm, îi bani. Dacă acționăm, iar îi bani. Că dacă ninge în drum, dar trebuie să acționăm, că după aia îi bai că nu-i negru drumul. De aceea v-aș ruga și pe toți consilierii să ridicați problemele în ședințele de ordinare de consiliu. Eu mă angajez că la ședința următoare o să vă fac o informare privind problemele ridicate și modul lor de soluționare. De aceea v-aș ruga să avem o altfel de colaborare între noi, pentru că până la urmă eu cred că facem parte din aceeași echipă și așa ar fi normal. Da. Mulțumim, domnul vice. Vreți să dați replică? Normal. Vă rog. Vreau să informez pe domnul vice. Postarea n-am făcut-o eu, a fost o postare făcută de pe pagina Plus și să nu aveți impresia că nu veți mai fi luat la rost. E noi, pentru că de-aia a venit aici să fie treburile făcute ca lume. Pozele atașate sunt poze făcute de taximetriști care au fost revoltați pentru că plătesc impozite și nu li se curăță stația. Asta a fost problema. Dar postarea n-am făcut-o eu. Nu stă în caracter să fac postări, nici nu știu să le fac, să vă spun sincer. Îs făcute de pagina Plus. Noi o să fim sula în coaste a primăriei în ăștia 4 ani. Să știți asta. Cum ați călcat greșit? Constructiv, domnule. Constructiv. Păi tocmai de-aia. Cum ați călcat greșit? Cum o să fiți atenționați? Cum adică? Mai am niște chestiuni. Deci cu asta am terminat cu replica, am niște puncte. Nu mă ascult. Am în față hotărârea. Da. Numărul 70 din 16-12-2020, unde, într-adevăr, la propunerea dumneavoastră s-a introdus pe acel plan de acțiuni nu de lucrări de interes local, propunerea comisiei. E ok și da. Lucrările de dezăpezire. Deci dacă ați contactat, exact. Să fac. Și să curăță și să mătură trotuare. Deși vreau să informez și cetățenii cu această ocazie că în dreptul proprietății fiecăruia au obligația să-și întrețină și să-și cureze, da, ceea ce nu fac. De și vă spun așa, ca să vedeți cu sula în coste, că tot timpul primim apelative și eu și primarul, sunt cetățeni care după ce au trecut plumbul ne-au sunat că să ne ducem să-i curățăm în fața porții. Știți că s-a adună un pic de zăpadă. Acum sunt absurdități, credeți-mă, noi ne fac în tot felul și ne pălăcăresc. Nu știu, și acum să că erau două mașini stropite. Ce era să zic? Să vină vicele să-mi curețe mașinile stropite? Bine, deci sunt absurdități. Deci haideți să rezolvăm problema altfel. Că noi avem toată deschiderea și noi ne conformăm la solicitările dumneavoastră. Vă rog să mă credeți că o facem. O să vedem. Da, dacă mai aveți aș ruga primăria și persoanele care sunt așa abilitate și cunosc problemele
să identifice oportunitățile aduse prin planul ăsta de reziliență și reconstrucție, banii ăștia mulți care se dau acum, deci ce proiecte ar merge pentru oraș. Puneți oamenii care sunt în domeniu să studieze și să vadă ce se poate face pe tema asta. Noi o să încercăm să facem și noi informare la, știu eu, la cunoștință, la cine să ocupă, să poate ocupa. Vreau să semnalez izvorul ăla de apă, de canalizare, din curba de la gară. Și când nu ninge sau plouă, acolo tot vine apă. Ce problemă e acolo? Tot timpul curba aia e inundată. A fost și în perioada asta cu înghețul, era gheață. Deci să se vadă ce problemă s-ar putea... Nu atac pe nimeni, nu faceți semne spre nimeni. Iese apa de acolo. Notați și o să dați rezolvare. O să vă întrebăm peste o lună. Nu trebuie să arătați spre cineva. Nu neapărat ține de... Da. Avem semnale din partea locuitorilor, mai ales cei de la bloc. Lipsa iluminatului. Scria unul pe Facebook că e orașul licuricilor, că umblă lumea cu lanterne pe cap. Nu sunt trotuare. Mi-a scris, noi am făcut un sistem în care pe consilier să ne semnaleze oamenii problemele de care se lovesc. Că de-aia suntem aici să-i reprezentăm. Blocul B5. Amenajarea parcării. Puteți? Ascult, lipsă trotuare. Lipsă trotuare, lipsa iluminării, aluminii în cartiere. Trebuie niște lampe. Da, dar lipsă trotuare, puteți punctua locații. Zicea că un Avram Iancu undeva. Deci trotuar foarte degradat, împiedici, trebuie făcut ceva și refăcute trotuarele acestea. Parcările. Gândiți-vă la toate parcări, zonele de parcare în oraș. Trebuie amenajate frumos, făcute ca lume. Capacele de la gurile de canalizare. În orașul ăsta nu știu dacă găsești... Nu arătați cu mâna. Nu găsești două capace să fie la nivelul drumului. După ce au făcut lucrarea, vorbesc de libertății și de alte. Capacul ori mai jos, deci mașina primește un șoc, ori e mai sus. Dar e mai sus cu tot cu suportul ăla capacului, că e o chestie pătrată în care stă capacul. Aduceți, puneți firma care aveți oamenii la dispoziție, trageți-i la rost pe ăia care au lucrat, faceți cumva și puneți-le la punct. Vine căldura, sunt locuri unde pe lângă blocul ăla de beton a apărut o gaură. N-aveți un sac de ăsta. Trimiteți mașina asta la Zalău să cumpere niște asfalt. Este asfalt la rece. Exact. Și puneți-l acolo. Am fost sesizat de domnul profesor Moldovan Sergiu, de la școala Andrei Mureșanu. În vestiarele de la sala de sport lipsesc băncile. Au fost nu știu câte bănci, că unul a rămas două sau trei. S-au dus pentru recondiționare. Nu le-a mai dus nimeni înapoi. Să vedeți ce e cu ele. Așa. De spațiu, să acordăm un spațiu eventual gratis pentru un notar public, a spus și domnul primar. Sunt solicitări, am înțeles că Jibou nu vine aici, că n-au interes. Să aducem un notar din Zalău. Să facă rezolve micile probleme ale oamenilor. Nu meargă pentru nu știu ce, o copie la nu știu ce, să meargă până în nu știu unde. Ok? Strada Câmpului, s-au dus două bascule de material. S-au dus 200. Da, 200? Asta acum am exagerat, dar dacă vezi, vă dau exact. Dar e așa, 40 de mașini... E așa mi s-au spus că s-au dus vreo două bascule și nu e ok. Tot au probleme cu... Ați început consultările pe bugetul 2021. Când ne chemați pe echipa USR Plus? Să avem bugetul național finalizat și bugetul Consiliului Județean. Dorim, așa cum ne-ați propus, să fim invitați. Cineva din primărie verifică calitatea materialelor care se pun la aducțiunile de apă, refacere, apă și canalizare, ce s-au făcut în sate și acum în oraș. Cum? Critintele de șantier. Bun.
să nu ajungem ca și problema asta mi-a ridicat un cetățean pe care, așa, pur și simplu, mi-a zis de chestia asta. Să nu ajungem... Am crezut că ați aflat dumneavoastră, ce spuneți? Am crezut că ați aflat dumneavoastră ca consilier local aceste probleme. Nu. Eu le aflu de la oameni. Nu mă duc să fac inspecții pe șantiere, dar știu exemplu Sălățigului, unde tă la două zile oamenii de la apă, curge apă, curge în dimineață când țâșnea apă. M-am oprit și după mine ați venit dumneavoastră. Nu. Să nu avem surprize că bubuie conductele, să fie puse materiale de calitate, să fie trași la răspundere. Aș vrea ca, dacă e posibil, pentru viitoarele ședințe din sala din primărie, dacă se poate rezolva un modul care să mărească masa. Stăm foarte înghesuiți acolo. Nu e ok să stai așa înghesuit, mai ales acum în vreme de pandemie. Măcar cu 3 metri să fie un modul, să fie plus și după aia să se termine tot cu partea rotundă. Deci să mărim locurile un pic, dacă sunteți de acord. Atât am avut de spus, vă mulțumesc mult. Da, mulțumim, domnule Bădăduș. Alții care mai au... Poftim, domnule. O mică problemă tot legată de lucrările de canalizare și la Motiș. Chiar astăzi m-au rugat niște cetățeni de pe strada Doroțenilor, dacă știți care e. Domnul Bice, da, la... unde stă domnul Rișcu și ăștia m-au solicitat tot așa să surpă lucrarea din nou. Deci vreau să vă spun, nu vreau să vă întrerup. De 4 ori am intervenit în urma săpăturii, că efectiv s-a lăsat. Completăm, plouă, se lasă, s-a lăsat. Nu să vă informez. Proasta execuția lucrării de către firma Grup 4. Știm, eu i-am sesizat și pe ei, i-am trimis odată, au intervenit și ei, au spus că au rezolvat ok problema, după 2 zile aceeași problemă. Domnul Vice, dacă vă permite, ea se lasă, fiindcă se ascultă șanțul fără nicio compactare. Proasta lucrare, da. Sunt de acord. Mai ales lângă asfalt sau în oraș, mai lângă asfalt. A trebuit să verificăm să facă compactare. Trebuie compactat. Dacă compactez, nu zic eu că 99% cât, cum se cere. Dar dacă compactez cât de cât, după aceea pui pe apă și nu se mai lasă așa mult. Așa este. Acum noi așa le-am preluat. O să continuăm lucrările de canalizare și conciugă, că nu s-au efectuat și eu vă promit, o să stăm cu ochii pe ei. Da, poftim, domnul Cătălin. Eu aș mai avea o întrebare. Am fost rugat săptămâna asta de un cetățean să vă întreb. Acum un an în trecut s-au oferit de către primărie materiale pentru persoanele care vreau să-și rezolve problema podului, trotuarului, chestii de genul ăsta, deci pe domeniul public. Dacă va fi și anul acesta valabilă treaba asta, cât oamenii să vină să ceară la primărie treaba asta? Ce este o treabă legală, domnul consilier, se poate. Sigur că noi va trebui să facem recepție pe acele lucrări. Și se poate. Cu condiția să... fie pe domeniul public. Nu înțeleg, domnul să-și facă trotuarul, să-și rezolve. Sau la toate aceste lucrări suntem... Da, primăria se ajută cu materiale și omul să-și facă... Pentru noi este un ajutor. Nu crezi... Ok. Da, bine, altcineva poftim, domnul consilier. În această săptămână am fost cu domnul primar și cu domnul vice Nociu pentru a verifica unde s-a lucrat la drumuri și rugămintea prin pietruire să se mai repare. Chiar s-a văzut unde sunt probleme și chiar probleme mari. Rugămintea să se ține cont de această demers. Da, mulțumesc. Tot cu asta, strada George Curcu, partea neasfaltată, cam dezastruos. Nu știu dacă ați fost acolo și nu putea circula deloc la șină. Așa e. E rău, foarte rău. Vă informez că zilnic utilajele primăriei distribuie agregate și acum suntem de două zile oruat, deci n-au acces la mașina salvării, doamne fer, pompieri,
ne sună și pe noi și din pe la prefectură și Consiliul Județean. Deci, până la urmă, acum dăm note explicative și la curtea de conturi unde am distribuit atâtea agregate. Pentru că vorbim de sute, de tone, de piatră și tot nu-i rezolvat. Da. Altcineva, mă rog? Nu, are domnul primar cuvântul acum și formă. Dorit să dau răspunsuri mai pasabile. În primul rând, aș dori să răspund domnului Săbăduș. Într-adevăr, are foarte mare dreptate în foarte multe puncturi de vedere. Mi-a întrebat în legătură cu proiectul național de reziliență, deci de PNRR. Da. Noi, pe această axă, dorim să realizăm și să accesăm fondul pentru extinderea rețelei de gaze. Deci știm foarte bine că a fost un proiect național pe POIM, dar acolo nu am fost eligibil datorită faptului că s-a solicitat ca să fim cel puțin 1000 de gospodării, 1000 de raporturi ca să realizăm. Ca să fim eligibili în viitor pe această axă, pe PNRR, m-am consultat deja și cu domnii primari, cu domnii colegi primari din satele din jur. Deci mă refer la Dobrin, Sălățigă, Nadi, deja Naimon, Doba. Deci ar fi o posibilitate ca să accesăm aceste fonduri, să fim în parteneriat cu aceste OAT-uri, ca să avem cel puțin 3.000 de raporturi, pentru că această axă, în primul rând, prioritează investiții imense. Deci de valori foarte mari și importante ca să fie cât mai mulți beneficiari. Deci încercăm să găsim o modalitate legală, o bază juridică prin care să putem face aceste demersuri. Deci noi în prezent avem dani efectuați pentru 36 de kilometri extindere rețele de gaze și pentru 8 kilometri de redimensionare. Pentru că conducta care vine din Benesat până în Ceul Silvaniei nu are debitul suficient ca să acopere cele patru localități. Motiș, Nadiș, Ulciuc și Horoatul Cebului. În urma consultării noastre cu primarii respectivi, a fost următoarea. Ar fi o posibilitate ca să facem distribuția de gaze dinspre Sălățic, să păstrăm distanța de 8 km și să aducem conducta din partea respectivă. Suntem pe faza de consultări, încă pe acest proiect PNRR, încă nu sunt foarte detaliate prioritățile, dar până în iunie o să aflăm toate detaliile. Acest lucru este cel mai important și pot să spun că prioritatea 1 este să realizăm această extindere de rețele de gaze în viitorul apropiat, pentru că până în 2022 trebuie să finalizăm, până la finele anului 2022 trebuie să finalizăm lucrările de extindere de rețele de apă și de canalizare și între timp, dacă am reușit să apucăm și să finalizăm și extinderea rețelei de gaze, am putea interveni cu proiecte puternice pentru asfaltări. Dar până atunci nu avem nicio posibilitate. În bugetul local, dorința mea este ca să încercăm să facem cât mai multe CF-uri pentru străzi. Din păcate, la nivel Ceul Silvaniei, avem doar 7 CF-uri pentru străzi. În timp, asta înseamnă foarte mult, pentru că un CF pentru o stradă nu se face de pe o zi pe alta. Deci, după câte am înțeles, cel puțin un an o să dureze până când o să avem CF-urile pentru străjile solicitate, dar facem demersurile și din acest punct de vedere. Atât aș fi dorit să răspund domnului Săbăduș și în continuare aș dori să vă mai prezint două lucruri foarte importante, zic eu, pentru oraș. Eu am toată speranța că și dumneavoastră o să le considerați importante, pentru care
noi dorim să primim un vot sau un acord de principiu ca să putem să facem demersurile din acest punct de vedere. Deci, în primul rând, este o posibilitate pe axa POR ca să înființăm o creșă. Deci, noi ne-am gândit că trebuie să vă spun că a fost proiectant, consultant la noi, inclusiv ieri, am coborât la grădinița numărul 2, vis-a-vis de BCR. Acea clădire este într-o stare foarte bună, am putea să transformăm ca să fie creșă în loc de grădiniță. Ne-am consultat cu doamna directoare, am intrat în clădire, au luat măsurători, dar asta înseamnă că noi în viitorul apropiat, dacă o să fim pe această axă eligibil, va trebui să facem și un proiect de hotărâre, pentru că va trebui să schimbăm destinația clădirii respective, deoarece în prezent funcționează ca grădiniță. Deci, dacă aveți întrebări, ori nemlămuriri, dar eu aș dori ca să supunem la vot, ca să avem un acord de principiu din acest punct de vedere, pentru că altfel nu vom reuși ulterior, dacă nu o să fiți de acord, să facem demersurile. Dar puteți și să vă adresați o întrebări. Ce vreau să vă aduc la cunoștință, pentru că noi nu începem să facem demersul la anumite lucrări dacă nu ar fi oportunități ori nu ar fi beneficiat. S-a făcut un calcul referitor la natalitate. Această creșă ar funcționa până la vârsta de 3 ani și atunci de la 3 ani ar intra cu acești copii la grădiniță. Deci dacă nu aveți întrebări, eu vă rog, domnul președinte, să supunem la vot ca să avem un acord de principiu. Nu, domnul secretar general, cum ar fi ideea? Da, să avem un acord de principiu ca să putem face demersurile. Foarte bine. Întrebări, domnul De ce v-ați gândit la o clădire nouă sau o reabilitare? Reabilitarea lua e... Deci așa să vă imaginați că nu vor rămâne numai pereții exteriori. În interior, totalmente se va recompartimenta. Pentru că trebuie ne gândim ce la nou. Păi dacă e clădire veche, pui grase și cu... Constructorul a spus că e o lucrare foarte bună, deci în peci e totalmente uscat. Nu există crăpături pe pereți, deci este într-o stare bună, așa mi-a spus. Da. Deci, un vot consultativ. Ce părere aveți, domnilor consilieri? Cine este pentru să dăm votul? În unanimitate. Bine, mulțumesc. Încă, deci am vrut să mă duc treptat, pentru că am spus că avem două puncte la care trebuie să acordăm un vot în principiu. Deci, al doilea punct este faptul că, știți foarte bine, în 2008 noi am avut un proiect pentru construirea unui bloc ANL, la care deja s-a pus fundația, dar aceste lucrări au fost suspendate. Noi, sigur, trebuie să recunoaștem, cu ajutorul domnului deputat Barin, am reușit să intervenim la direcțiunea ANL, unde am avut promisiunea că aceste lucrări se vor relua. Inițial, în proiect, a fost cuprins ca această locuință ANR să fie în special construită pentru tine. Există două feluri de locuințe ANR. Unul este în special pentru tineri, unde până la 35 de ani pot beneficia tinerii de aceste locuințe. Și în al doilea rând, cealaltă categorie de locuință ar fi în special pentru specialiști în sănătate, în domeniul sănătății. Aici au sunt incluși medici, asistenți, cei care lucrează pe ambulanță și celelalte categorii de muncitori și pentru specialiști în învățământ. Dar aceste două categorii este cuprinsă într-un singur proiect. De specialiști în sănătate și specialiști în învățământ. Noi ne-am gândit dacă există această restricție, cel mai oportun ar fi pentru noi categoria a doua, adică ANL pentru specialiști în sănătate și pentru specialiști în învățământ, deoarece aici vârsta nu este limitată. Dar
pentru acest lucru, noi va trebui să înaintăm o adresă până luni, ne-a confirmat doamna director de la ANL, prin faptul că solicităm acest tip de locuință. Deci, în loc de locuință pentru tine, să fie o locuință ANL pentru specialiști. Eu de aceea v-am întrebat dacă sunteți de acord sau nu cu acest punct de vedere. În al doilea rând, trebuie să vă spun că în proiect a fost inițiat ca pe această fundație să fie o structură ușoară, deci pe metal, cu panoul service și așa mai departe, deci parter, două etaje plus mansardă. Propunerea noastră a fost ca să mergem pe o locuință, pe o construcție tip de cărămidă sau ceva de genul, tip clasic, pentru că noi considerăm că și în timp și din toate punctele de vedere ar fi mai oportun pentru noi. Deci o să fie 20 de apartamente cu două scări, cu două intrări separate, 10 apartamente într-o parte și 10 în cealaltă parte. Sigur că va trebui să se refacă tot ceea ce înseamnă studiu de fezabilitate, proiect, deoarece din 2008 nici din punct de vedere financiar nu mai coincide cu ceea ce a fost, dar toate acestea nu sunt problemele noastre, ci a ANL-ului, pentru că dânsii fac studiile de fezabilitate, proiectele și toate cele. Da, deci domnilor consilieri, dăm un vot de... Aveți ceva de spus înainte de a trece la vot sau? Da, vreau să zic că recomandarea mea ar fi, așa cum a spus și domnul primar, să optăm pentru varianta a doua. În special mă refer la specialiști în sănătate, pentru că nu nimic de ascuns, avem toate premizele și șanse, oportunități, cum vreți să numiți, ca în acest an să putem deschide un ambulatoriu aici, la corpul 2 de sus, și dacă am reușit să finalizăm această construcție, acest... Puneți la mână să vedea orice formulă, numai să se facă. Deci, domnul consilier, nu spunem povești la povești. Sunt certitudini și, până la urmă, nu ne aruncăm cu promisiuni, dar noi spunem că o să reușim și un bloc din ăsta ANL ar fi foarte bun ca să le putem da locuințe la cadrele medicale care... Da, s-a înțeles. Deci, domnilor consilieri, supun la vot. Suntem de acord? Da. Cu varianta 2. Cu varianta 2. Pentru specialiști. Noi trebuie să transmitem un răspuns la ANL și să... Acum ai fost de principiu, da? N-am avut că numai ieri am primit. Tot timpul nu s-a dat. Am asigur că s-a votat, am vrut să întreb la condiția, ca să asigurăm condiții unui medic și mai ales să vorbească de specialiști. Credeți că vin într-o condiție, într-un bloc de 10 apartamente? Noi avem, primăria mai are ceva apartamente. Când se face acest proiect, am înțeles, când se va face acest proiect din vizionare. Vedem că se demarează. Așa, altcineva, vă rog, pentru medici care la începutul carierei, după aia vă stăm vii, care vă primire este familie. Dacă mai, nu se zice carierea. Bine, altcineva mai are la obiecte sau mai putem discuta? Să vă gândiți, să vă gândiți la următorul ANL, pentru tineri. Da. Deci, bătaie peste 4, 5, 6 ani, când o să fie? La 2 ani. Cât de repede? Da. Ca să fie clienți la creșă, trebuie să fie ANL pentru tineri, nu e așa? Da, corect. Prioritatea a fost, acum ați văzut. Da. Nu, mi-a pus pe noi pe zi. Da. Deci, în mare, cât am văzut, deci s-au aprobat pășunea, deci pajiștile pe toate localitățile, pentru fosta ACB și pentru ACB, Asociația Crescătorului de Animale. Domnul președinte a exprimat că trebuie să fie membru în asociație, cel care vrea să se pășuneze, pe pășune. Nu e obligatoriu, e greșit. O secundă, vă rog să mă lăsați să vorbesc. Vă rog să mă lăsați să vorbesc. Deci eu anul trecut am trimis prin poștă, deci cu confirmare de primire, cerere ca să fiu primit ca membru. Deci cu efectivul meu de băbine.
Nici până la ora asta nu am primit răspuns. Încă domnul președinte, care a fost, încă au zis că la cine ai trimis, la ce adresă ai trimis. Uite, adresa asta care ai contractul cu primăria. Înțelegeți? De ce? Nimic. Încă o treabă. Zice domnul vice, deci cu comisia, cum știu ce, că nu au motive ca să rezilieze contractul. Motive ar fi N, numai nu ne privește nimeni, nu vrea să vadă nimeni. În primul rând, trebuie luat ce suprafață a fost eligibil atunci când a pornit Asociația Crescătorilor Bovine, vorbesc la nivel de CEHU. Păi nu vorbesc, nu. Încă o dată, încă ceva. Încărcătura, deci ceea ce prevede legea, încărcătura de cap de animal pe hectar, 0,3 unitate vite mare, dacă este respectat. Anul trecut au fost acordat 120 de hectare de pășune pentru deținătorii de bovine din CEU Silvaniei. Pentru un efectiv de 170 de bovine. Bineînțeles, am fost cuprins și eu, cu efectivul meu de bovine și domnul Patachi, dar domnul Poplazăr sau Florin, care actual este, se presupune că deci este președinte ACB, e taie și spânzură. Cu toate că statutul zice că nu președintele hotărăște, ci adunare hotărăște, mă înțelegeți? Deci nu se respectă nici statutul asociației absolut deloc și totuși îi acordăm încredere în continuare. Nu e nicio problemă. Anul trecut, din cei care pășuna pe pășunea cehului, au fost maxim 45 de bovine. Eu am venit de acolo că au vrut să mă pune pe timp de lapte, nu grijește de animalele mele și pe timpul zilei îngrijitorul grijește, dar se pretește separat. Deci nu furat el bani bugăți, mă înțeleg, mai bag și eu bani în buzunar. Mă scuzați pentru expresie. Păi, nu, auzi, anul trecut o declarat că o reparat ghereta, o reparat umbrarul. Un cui nu s-a bătut, domnul? Dacă o furat, decide instanța, nu dumneavoastră. Păi, să mă dea în instanță. Să mă dea în instanță. Păi, vedeți, doamnă Sighiac, vreau să vă răspund foarte scurt. Bun. Comisia o să ia de dorința dumneavoastră. Eu nu cred că președintele de la CEU nu vă primește în asociație. Are obligația. Dacă ați depus cerere, o să fiți primit. Să vă depun încă o dată, fiecare an, așa? Trebuie să depuneți. Deci depuneți de când este instalat domnul Pop Florin ca președinte, depuneți în această perioadă. Nu ține de noi, domnul viceprimar. Și asta a fost. Zice că problemele dumneavoastră, dacă nu faceți parte din asociație. Sigur că nu o să... Bun, dar legea, stați un pic, încă ceva. Deci legea permite ca persoane fizică, permite, zice că... Persoane fizice și juridice, nu? Da. Dar au dreptul la pășunie. Exact. Eu ca persoană fizică solicit, fiindcă cu domnul Florin, eu nu mă voi împăca niciodată și nu pot să mă împăc. Fiindcă el taie și pândură. Deci, vă dați răspuns domnul vice, după ce am ascultat raportul astăzi, o să avem o întâlnire cu președinții și o să fiți și invitați comisia, primul rând, comisia... să se facă o verificare în teren, exact, și nu din deal. Exact. Dacă se poate să mă invitați și pe mine că fac acest efort și viu și eu să fiu prezent, să răspund să facem verificare. Fiindcă cerul Silvaniei, pășunea 50% e spinărie, domnilor. Da, s-a înțeles. O spus și domnul consilier Domuța, o să ne ocupăm îndeaproape și o să verificăm și noi pășunile și ceea ce o trecuie ei în raport. Deci motivul ar fi, numai nu este bunăvoință. Și încă ceva. S-ar putea rezolva, dacă vreți, rămâne asociația, să vedem câți vor să intre în asociație, câți vor să rămână în asociație. Puteți, și cu efectivul de bovine real. Are dreptul la pășune. Poate? Nu există. Toți deținătorii de animale au dreptul la pășune. Deci ca și cum am avut anul trecut. Am dreptul la pășune, dar nu am dreptul la nici la subvenție, nici la să îngrijească de animalele mele îngrijitorul. Deci mă duc eu să îngrijez de animalele mele, așa? Sau să angajez eu îngrijitor separat. Intrați în asociație și o să beneficiați... Acum doi ani mi-l-a scos domnul Florin, personal mi-a scos animalele de la îngrijitor și a zis la îngrijitor că dacă îngrijiți animalele lui Sigheti, zice, nu vă plătesc. Deloc. Poftim. Bine, domnul Sigheti, v-ați primit răspunsul, o să se rezolve. Domnilor consilier mare, domnul secretar... Am speranță că se va rezolva, dar cum să zic, speranță minime, șanse, fiindcă nu abordați lucrurile așa cum prevede legea.
Informare vreau să vă spun, s-a primit sentința civilă și sunt procesul cu băiatul care a avut accidentul, în orice avon. Știți că a cerut în primă instanță 1 milion de euro. A primit 120.000 de euro, dar primăria a fost scoasă din proces, deci suma aceasta urmează să fie plătită de asigurator. Acesta este recursul, apelul formal la Agenția de Apel Cluj, care menține ce a spus tribunalul, că primăria nu În CEU Silvanii. Mâine o să înaintăm o adresă către Inspectoratul Special de Jandarmerie. Deci ar fi vorba de 10 persoane care o să asigure baza și securitatea în oraș. Deci mi-a confirmat și domnul comandant faptul că, datorită faptului că suntem puțini, poliție locală nu există în CEU Silvanii. Noi considerăm că ar fi o oportunitate ca să asigure baza, inclusiv la trezorerie și acolo unde este nevoie. Atât am mai avut. Da, mulțumesc. În locul serviciile astea le face tot jandarmeria, dar se deplasează din Zalău. Da. De ce să nu fie aici? Da. Da. Domnul președinte, vă rog, în afară de ședință și am încheiat. Vreau în prezența consiliului local să îmi permite să-i urez la mulți ani domnul primar pentru că azi e ziua adresului de naștere. Cu acestea fiind spuse, declar închisă lucrările.